Salutare! Mă aflu în București, urmează să plec spre Brătilești, o localitate dintr-o zonă rurală, unde pe vremuri am avut o casă. Acum mai există acolo o casă a cumnatului meu unde vom sta, îl aștept să vină să ne ia. Eu, din păcate, mi-am vândut casa de acolo cu ceva timp în urmă. Și bineînțeles că sunt curios să trec și pe la vechea mea casă, să văd cum arată acum, ce fac noii proprietari și să văd și eu care mai e atmosfera pe acolo prin sat, pentru că recunosc că îmi e dor de locurile alea, de care mă leagă multe amintiri frumoase. Ne-am oprit aici într-o benzinărie la marginea orașului Buzău. Abia aștept să ajungem sus acolo. Mai e un pic să întunecă. Salutare! Am ajuns în sfârșit la țară. Ce să vă spun, mă simt foarte bine aici la țară. E un aer extraordinar. Acum sunt în casă, dar o să ies afară să vă arăt. Acum vreau să mănânc ceva. Mi-am luat aici niște chestii de-astea simple de mâncat, da? Fără, care nu necesită gătire, ca să zic așa. Și după aia o să merg afară în foișor, unde o să savurez o țuică și o să respir aer curat. După cum vă spuneam, am ieșit aici în foișor. Este o vreme superbă, nu e cald, vedeți că mi-am pus încă o chestie pe mine pe care am găsit-o pe aici, da? Pentru că na, e un pic mai rece decât la oraș, da? Adică nu-i chiar foarte cald. Casa nu-i încălzită, deci va trebui să dorm în condițiile astea. Dar e o atmosferă atât de plăcută și un aer atât de plăcut. A trebuit să ies aici în foișor, am savurat o țuică, făcută bineînțeles aici în sat, da? Am mâncat bine mai devreme și pur și simplu nu-mi vine să mă culc, vine să mă bucur așa de tot ce e aici, pentru că este superb în zona asta. Din păcate, acum fiind întuneric, nu am cum să filmez să vă arăt, dar promit că imediat ce mă trezesc, o să vă fac un tur pe aici prin zona, prin curte, prin zona prin care mă aflu. E un sat foarte frumos. Sincer, acum mie cam pare rău că am vândut casa pe care o aveam. Era cam la un kilometru de aici mai sus în munte. Dar asta e, a fost nevoie să o vând, am avut nevoie de bani la momentul respectiv și asta a fost. Dar mă bucur totuși că, iată, am posibilitatea, având casa asta cumnată mea aici, pot veni totuși să mă bucur de peisaj. Bineînțeles că o să vă arăt și casa pe care am vândut-o, da, o să merg mâine până acolo, sper să-i găsesc pe noi proprietari și să mă lase să filmez acolo. Să vă arăt și vouă locul unde fetele mele în fiecare vară au venit și au stat pe timpul verii în zona asta montană. E o zonă foarte frumoasă aici. Practic suntem în munții Buzăului. Ce să vă spun? Mă încearcă foarte multe amintiri plăcute. Foarte multe lucruri petrecute în trecut aici care îmi revin acum în minte. Practic toată copilăria fetelor mele este legată de acest sat, de aceste locuri și vă dați seama că avem multe amintiri frumoase legate de acele momente. Este atâta liniște aici, se aud niște câini care latră apustiu. Se mai aud niște dihori care se mai mișcă pe aici prin peisaj. Acum e un câine care latră aici foarte nervos, nu știu ce l-a supărat.
dar este un aer pe care, da, n-am cum să vi-l descriu în cuvinte. E ceva senzațional. Absolut senzațional. Bună dimineața! Haideți să vă arăt ceva frumos. Aici, la țară. Uitați-vă ce frumoase s-au făcut floricelele astea pe aici. Le vedeți? Ia uite ce frumoase. Și pomii au înflorit. Uitați-vă ce frumos arată ulița satului pe. Este superb. Și aici bradul ăsta se înalță semeț. Hai să ne foim un pic și prin spate. Uitați-vă ce frumos e înflorit pomul ăsta. Este superb. Deja mă latră câinii vecinului, că nu mă cunosc. Mai devreme se auzea o ciocănitoare. Ăsta pe care îl vedeți aici este un nuc tânăr. Un nuc tânăr. Aici un butoi cu boască, cred. Uitați-vă cât de frumos e. Pe aici și în spate aici ar trebui să fie un mic pârâiaș, dar nu prea a avut debit niciodată. Hai să vedem dacă mai este. Da, nu mai are forță, e doar o băltoacă. Și niște oameni au adus gunoaie pe aici. Aici în spate e o potecuță și se ajunge sus acolo pe deal, e foarte frumos. Uitați-vă cum arată copacul ăsta aici. No, cam așa arată curtea, este superb aici. Pur și simplu e o încântare să te trezești dimineața și să te plimbi prin curtea asta. Numai atât. Și e senzațional. Absolut senzațional. Mă duc acum să încerc să văd de unde fac rost de o cafea, că na, suntem obișnuiți cu cafelele dimineața și sunt un pic ancheaun fără cafea. Am auzit o ciocănitoare, dar nu știu pe unde-i. Habar n-am. Ați auzit? Asta a fost o iță. Oi, capre, iepuri, găini, sunt aici la vecinul, o grămadă de animăluțe și niște căței, care nu sunt foarte fericiți că sunt eu pe aici. Hai că am reușit să-mi fac o cafeluță.
Da, mi-am pus cafeluța aici. Sunt într-un foișor în care eram și aseară, da, ca să vedeți cam ce e aici, așa. E un foișor de ăsta. Și sunt aici pe niște butuci, da? Am aici un butuc și niște scăunele din astea făcute tot din lemne. Și mi-am pus aici cafeluța. Și e un sunet de ăsta plăcut, de păsărele, de nu știu ce. Uitați-vă cum se vede aici, din foișor, pomul ăsta înflorit. Deci e tot într-un mare fel. Cam așa arată ulița principală a satului la orele dimineții. Uitați-vă cât de frumos este. O încântare. Da, și acum o să o luăm pe aici în sus. V-am zis, la undeva la un kilometru de aici este fosta mea casă. Și chiar sunt curios să mă văd cu noi proprietari și să revăd acele locuri, încă n-am mai fost de mult și mi-e dor. Da, într-un fel îmi pare rău că am vândut casa, că a trebuit să vând casa, dar îmi pare bine că le-am vândut lor casa, pentru că sunt niște oameni tineri care mi-erau foarte dragi. Da, asta e fosta mea casă, aici e ce și-au construit ei în plus și uitați ce vedere frumoasă se vede de aici din curtea de sus. Acolo e și un cățel, drăguțel. Ia, ia mă, ia, ia, și, ești rău? Ești rău? Ești rău? Da? Nu e. Ești rău? Cățel. Prostănilă. Prostănilă, da, 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 da. Așa, așa, vrei să ne jucăm? Vrei să ne jucăm? Da? 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 Bună ziua, de la emisiunea Viața Satului vă deranjez. Take me back, take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs.